atașe, au tupeul să posteze pe bloguri că am împrumutat bani și că sunt o săracă și că sunt o amărâtă. Până când să suport treaba asta? Că tot e o limită. Dar când am fost 4 luni și jumătate, practic, cum să spun, hăituită, am fost violată, am fost abuzată, de parcă n-am singura femeie în viața asta și în lumea asta care înșelase. Cine le dădea dreptul să mă judece? Cine le dă dreptul să mă judece? Că am tăcut și am suportat în mine și ajunsesem aproape să mor, să mă usuc pe picioare. Râdeau de mine că sunt schiloadă, dar știe cineva de ce ajunsesem schiloadă? Știe cineva ce era în sufletul meu? Nu știe nimeni. Știu doar să arunce cu pietre mine. Dacă am venit să vorbesc de Pepe, îl iubesc pe Pepe și vreau să-i stric căsnicia lui Pepe și sunt plină de oftică. Dacă nu vorbeam de Pepe, eram o infamă și o nesimțită care lăsase 8 ani de zile în urmă fără să-i pese. Cum e bine, măi, oameni buni, să vorbesc? Ce e bine să fac? Ce trebuie să fac eu ca să nu mă mai mâncați de fund? O altă ingrată de la Antena 2 are tupeu să mă judece pe mine de vreo 2 emisiuni, ea care a fost luată de soț, de la amant din casă, de Oana Mareș e vorba. Face de două zile, scuze-mă, Simona, nu colegi de trus, nu e vorba de ea ca persoană. E o femeie care să nu uite că a fost luată de bărbat de la amant din casă. Să nu-și mai permită în viața ei să mă comenteze pe mine. Nu vreau să intrăm în alte povești. Te sunt sătulă, Simona, crede-mă. Sunt sătulă. Am urlat și am tăcut în mine, pentru că toată lumea a dat în mine și l-a aplaudat pe Pepe la scenă deschisă. Că a venit Pepe cu filmulețe, a fost aplaudat. A venit cu mail-urile personale, a fost aplaudat. A venit cu mesaje, a fost aplaudat. Dacă eu permit cu mama să spunem ceva, vai de mine, facem turul televiziunilor. Și care este problema? Că de o săptămână vin. Bine că nu vin un an, cum vine și Pepe. Și face același lucru dincolo. Adică... Păi știu, dar nu contează. Da, da. Nu mai vorbim de cât de subiectiv poți fi să te duci la nașitul la emisiune. Păi nașitul ăla e capabil să... Mi-a dat vreodată drept la replică mie? Că-ți jur că-ți închid televiziunea, măruță nerușina ce ești, emisiunea. Oana. Că nu mi-ai dat niciodată în viața ta drept la replică. N-ai avut bunul simț în viața ta. După ce ți-ai făcut ratingul și ai câștigat bani după urma mea de un an de zile, odată nu mai suna să-mi dai dreptul la replică, că mă tot și pe mine și pe mama. Rușine să-ți fie. Să-ți fie rușine că mâncai covrici cu mine la TVR2, nerușinatule ce ești, cu nevastă ta cu tot. Aș vrea să ne întoarcem la povestea aceea despre care îmi spun. Păi să vă spună Pepe, dar de ce foarte rușine. Dar de ce nu povestește Pepe și la familia la nașii să te bată? Dar de ce n-are curaj Pepe să povestească la nașii su? Nu știu, dacă ar fi aici l-aș întreba. Nu, dar nu, nu o să povestească că